atâția ani de zile, și vorbesc de mulți ani de zile, în România nu s-a alocat banii pentru dezvoltare în baza unui plan, strategie, spunem cum vrem. Și în fiecare an, fiecare ministru a avut mai puțin bani, dar a deschis mai multe șantiere, nenumărate șantiere. Și suntem în situația în care la minister, înainte în ianuarie, am identificat 3500 de șantiere deschise, pentru care e nevoie de miliarde și miliarde. Am prioritizat lucrările pentru anul ăsta în funcție de suma pe care o avem anul ăsta. Bazinul de not de la Slatina nu a putut intra în primul lot de prioritizare, din motiv foarte simplu, trebuie să continuăm lucrările alimentare cu apă la sate. Gândiți-vă că sunt 9 milioane de români care trăiesc la sate și care n-au apă, n-au canalizare, n-au drumuri pentru continuare în oraș. Dar le-am spus colegilor mei că cel mai târziu anul viitor, dacă Doamne ajută, apar să ne mai pune anul ăsta, bazinul de nut de la state a trebuit finalizat, pentru că este o investiție în care s-au alocat foarte mulți bani și banii aia nu pot fi aruncați pe apa sănătate. N-a putut intra acum în prima fază, dar în perioada următoare, ori în partea a doua anului, ori anul viitor, asta este o investiție care trebuie finalizată. Și dacă autoritățile locale și județene acordă o parte de finanțare și efortul dumneavoastră va fi mai mic, atunci luați în calcul să faceți lucrul ăsta anul acesta? Păi eu le dau o veste bună. E obligatoriu să contribuie și ei. Că unde-s doi, puterea crește, dar vă dați seama unde-s trei, cum crește puterea. Deci obligatoriu, nu mai putem lăsa numai pe umerii ministerului să ducă această investiție până la capăt, pentru că nu poate. Toți cei care au fost la minister, nici nu-i condamn. Au fost solicitări, au fost dorințe, numai că nu s-a uitat nimeni în teșghea să vadă cât bani are. Este o investiție care va fi finalizată și sigur va fi finalizată și cu sprijinul primăriei și ai Consiliului Județean. La Ploiești, de exemplu, finalizăm sala de sport, e un obiectiv național, practic, dar le-am spus din ianuarie, am fost acolo, dacă primăria și Consiliul Județean participă, o ducem la capăt. Și au participat cu sume însemnate și undeva în iunie-iulie vinau pe acolo. Un alt obiectiv, tot aici în Slatina, este grădina zoologică, care așteaptă de foarte mult timp, de data aceasta fondul de la Ministerul Mediului. Puteți dezvolui ceva legat de... Dar dacă nu e pe domeniul dumneavoastră, nu, dar nu știu subiectul. Nu o să mă interesez.